Accidentul a avut loc în comuna Căteasca, satul Coșer din județul Argeș. Un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat doborând un gard stradal. În autoturism se afla doar șoferul în vârstă de 40 de ani. Bărbatul a fost găsit încarcerat, inconștient și cu multiple traumatisme. Pompierii au început imediat manevrele de descarcerare pentru a-l extrage și ulterior a fost predat echipajului smurt de prim ajutor. A fost solicitat în sprijin și un echipaj de terapie intensivă mobilă. Medicii au efectuat manevrele de resuscitare însă fără răspuns, iar în final au declarat decesul. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.